Consiliul Local al municipiului Deva a fost convocat miercuri în ședință extraordinară. Ședința a fost una scurtă, dar cu puncte importante pe ordinea de zi. Acestea au vizat proiecte privind reabilitarea energetică a grădiniței cu program prelungit numărul 7, cea din spatele cinematografului și reducerea contaminării cu substanțe periculoase a depozitului temporar de deșeuri. Am avut pe ordinea de zi trei foarte importante. Prima hotărâre a fost cu renovarea energetice a grădiniței cu program prelungit numărul 7 pe DP Alea Patriei, proiect care va intra pe PNRR, deci suntem interesați de a asigura un învățământ de calitate și de ce nu să ne refacem și clădirile publice existente. Două hotărâri care au avut legătură cu ecologizarea depozitului de deșeu temporar de pe strada Orizontului. Deci suntem interesați ca acest oraș să fie cât mai curat și nepoluat. Legat de grădiniță, trebuie spus că reabilitarea energetică se dorește a fi făcută prin Planul Național de Redresare și Reziliență, acesta fiind un nou proiect depus de Municipalitatea din Deva pe PNRR. În ce privește ecologizarea, se dorește accesarea de granturi de tip Spațiul Economic European și Norvegian, valoarea proiectelor depuse depășind 12 milioane de lei. Doresc să vă menționez că PNRR-ul pe grădinița PP7 beneficiază de fonduri europene, iar cele două proiecte cu închiderea, ecologizarea gropii depozitului de deșeuri din fonduri europene și norvegiene. Valorile la grădiniță 4,5 milioane fără TVA, iar în cazul depozitului de deșeuri de peste 8 milioane cu TVA. Proiectele supuse votului în ședința extraordinară de miercuri au fost aprobate de către consilierii locali din Deva.